Am ajuns pe lacul Lumina, unde vom pescui astăzi toată ziua la Știucă. Sunt împreună cu Adi și Piac. Sper să ne distrăm de minune. Din câte am înțeles, se prinde mult mai bine decât unde am fost până acum, și anume zona Isac-Uslina. Suntem în Lumina. Harta asta arată. Deci trebuie să ieșim undeva și să facem stânga. În stânga e lacul. Unde ne-am oprit cu barca întâmplător? Exact pe o setcă din Delta Dunării. Să se vadă frumos. O setcă frumoasă. Recitalul cu prima mârliță. Mamă, dar cum s-a agățat asta săracă. Cum s-a agățat aceasta săracă. Ai avut? Ai și luat-o? Mai am ancorat-o. Am nimerit pe o zonă cu știuci. Am nimerit. Opa. Tot am nimerit pe o zonă cu știuci. Hai să dăm puțin. Am ancorat-o cu ghionderul automat. Iar ai avut. Să avem activitate. Dar un pic de activitate matinală nu este. Am pus un spinnerbait, Adi pescuiește cu o oscilantă mai grea. Să putem scana foarte rapid zonele, să identificăm zonele cu pești. Rapid două atacuri într-un singur loc. Uite-o! Bine, reușim să testăm și spinnerbait-urile de la Terminator. Opa, am și eliberat-o, mare noroc. Pescuiesc un 10 grame, un spinnerbait Storm cu sârmă de titaniu de 10 grame. Pe cum vedeți, sârma este foarte flexibilă și cu memorie revine la forma inițială. Scanăm frumos împrejurimile. Atacurile sunt destul de violente. Fiind dimineață, pescuiesc cu spinnerbait double willow. Două palete de tip salcie cu
un scărt alb vizibil, paletele sunt arșite din nou, se reflectă cât mai multă lumină. Uite-o! Mai frumoasă în sfârșit. S-a dus scăpatul. Tot la spinnerbait. Să văd că zone din astea cu pâlpuri mai mari de vegetație. Dar vezi că ai avut prezentări. Uite-o! Stai frumoasă că te eliberez, nu te țin. Nu te rețin, că oricum nu-i voie. Și oricum nu te-aș fi reținut. Titanium wire spinnerbait. O mârlită, o oscilantă Blue Fox, să vedem că se pregătește de o lumânare. Hai să o jucăm. Încep să fie parcă ceva mai răsărită, încă nu este probabil. Și căutăm noi. Da, cu oscilantă mai grea. Încă o dau cu oscilantă de 20 de grame. Mai mică. Da. O să acoperim suprafața cât mai multă și cât mai repede. Andrei pușcuiește la spinner pe aici, eu la oscilantă. Încercăm să ne mișcăm mai repede. Știu și le oricum în această perioadă iunie. Sunt destul de active. Mai ales vremea asta, cred că le-au primat și mai tare. Din vânt și cerul înnorat. Pescăm mânălușele active. Am scăpat-o. Pus pe un filon de mârlițe. Poți să dai o încărare. Andrei tocmai a prins una, am lansat scurt. Luau și eu una cam de aceeași dimensiune. Ce faci, Adi? O știu că cu mustață.
asta e faina. Asta e faina. Asta e faina. Asta e, în sfârșit, pare că e mai faina. Sau nu au dat un ciocană. Iar vine. Ia uite! Moroșoare! Regulamentar, bă! Standardul de astăzi. Wow, e bine, foarte. Standardul de astăzi. Pare că e mai îmbrăcat aici. Da. Are o ceapă foarte mare. S-a schimbat oscilant, am pus un oscil mai greu, un lux, un ESOC, pardon, de 22 de grame. Am prins o mârlă. Primul lucru pe care l-am văzut, de primul loc pe care ne-am oprit a fost o petă. Dar sperăm în continuare. Da, eliberați. Ați văzut. Să fie oare prea mare. Asta ce îmi dau eu. Umblă în bancuri ca avați. Tot la oscilantă. La oscilantă.
pare că... Se pare că am nimerit pe o zonă cu știuți mai frumoase în sfârșit. Un ciocan adevărat. Cleștele face diferența. Să vreau să văd treaba cu monoul înainte să plecăm. Asta dacă se dezgață. Nu știu, nici nu știu că e agățat. Cred că și luat-o până în stomac. Pă dragul, nu știu să vede. Asta pare mai frumos. Să mai dezgață și piacă. Da, dar asta, auzi? Asta ajungea în mincioc. Alealte, cum s-au agățat, așa s-au și dezgățat. Ce n-aș da să te dezgheți acum? Fără ajutor. Salut, sunt Adi Șpiac de la Clubul VSB. Astăzi am făcut o partidă de știucă pe lacul Lumina împreună cu Andrei Sava. Pentru mine cel mai bine astăzi au funcționat oscilantele de la Blue Fox, niște oscilante grele. Cu două modele am prins marea majoritate a peștilor, e vorba de Lucius și Esox. După cum vedeți, am pescuit în special cu culori destul de vizibile. Cupru acesta iară mi-a dus o grămadă de știuci. Deci am pescuit în primul rând cu oscilante atât de grele. Oscilantele sunt undeva de la 20 până la 26 de grame. E foarte simplu. Practicam un pescuit de viteză în care căutam știucile, ne lăsam pe vânt, așa cum ați și văzut. Și sunt mult mai ușor de localizat în momentul în care pescuiești cu o nălucă reactivă, cum e oscilantă. Dacă reușești să pescuiești cu oscilantă grea, vei pescui și mai repede și vei localiza știucile și mai repede. De ce zic dacă reușești?
În special în zonele în care am pescuit noi, nu era vegetație așa de pronunțată, erau adâncimi undeva la 2 metri jumate, chiar 1 metru jumate în unele locuri și puteam pescui foarte confortabil cu oscilante din categoria grea, oscilante mai grele. Lanseta pe care am folosit-o e pe un Blanc Custom M1, medium heavy, e echipată cu o mulinetă Shimano Twin Power 2500S, pe care am montat un fir textil Power Pro de 0.15, o strună de flor carbon. Un alt detaliu, dimineață am avut o serie de rateuri și ca să derigidizez ansamblu am montat un leader de flor carbon de 0.30, de în jur de 1,5 metri și numărul rateurilor a scăzut simțitor. Sperăm că v-ați simțit bine alături de noi. Ne vedem data viitoare. Vă salut și eu, sunt Sava Andrei. După cum a zis și Adi, am pescuit împreună astăzi pe lacul Lumina. Eu am început să pescuiesc cu niște spinnerbait-uri de la Terminator. De fapt sunt Storm, este firma achiziționată de Storm. Cu sârmă de titaniu, după cum se vede este foarte flexibilă și revine de fiecare dată la forma inițială. Cu care am prins ceva știuci, mârlițe la început. Dar Adi a avut o frecvență mai mare în numărul capturilor cu oscilantele de la Blue Fox, oscilantele mai grele, așa că mai apoi am trecut și eu tot pe oscilante, tot pe cele de la Blue Fox de 20 de grame. Am prins în special cu oscilante mai deschise la culoare, verde fluo, argintii, la un moment dat am prins și cu mai închise la culoare, dar atunci încă nu era vântul atât de puternic. Astăzi am pescuit cu lansete tot așa din gama medium heavy, cu fire textile, în special cu Power Pro și cu Sufix de 0.15 și 0.19. Eu, spre deosebire de Adi, am legat direct struna de textil, lucru care s-a simțit. La un moment dat o să vedeți în filmare că am început să dau direct pe monofilament să văd dacă se schimbă ceva. Și într-adevăr nu mai aveam așa de multe rateuri, dar senzațiile cu monofilament pe vântul acesta nu sunt cele mai reușite. În ideea că nu știi, mai ales pe capătul lanseului, dacă ai pește sau ai iarbă la capătul firului. Mulinetele ce le-am folosit, după cum mă cunoașteți, pescuiesc cam numai cu echipament de bait casting. Am folosit în special mulinete cu raport de recuperare high gear pentru a putea compensa viteza cu care ne deplasam cu barca, în special în momentul în care eram în căutarea știucilor. Și în special pentru că știucile erau foarte active și reacționau la viteze destul de mari de recuperare ale nălucilor. Una peste alta ne-am distrat foarte bine, am prins cred că peste 60-70 de știuci. Cred că ne-a fost destul pentru ziua de astăzi, așa că ne întoarcem și noi la cazare la Cormoran. Să ne auzim cu bine!